Păi și atunci unde o să punem... Unde punem asta? Să nu spui, îl luăm și îl punem în camera lor de joacă, oare? Sau îl strângem de tot. Nu crezi? Dar aici să vine aici, înăuntru, citește. După cum vedeți, a dispărut Pack and Play-ul de aici. Eu vreau să mai cumpărăm un bunk bed, pentru că... vreau să cumpărăm un bunk bed. Pentru că AJ de foarte, foarte mult timp ne bate la cap că își dorește un bunk bed. Eu zic că ar încăpea aici un bunk bed. Problema noastră este... Și i-am explicat cât am putut eu de simplu și frumos lui AJ. Dacă noi cumpărăm un bunk bed, tu nu o să dormi sus. Și eu zic, cum să nu dorm sus? Că de-aia îl cumpărăm, că eu vreau sus. Da. Ei bine, Aiden nu o să te lase să dormi sus. Asta e teoretic, că nu știm practic. Mă, practic nu știm. Dar tu îl vezi pe Aiden să nu se urce pe scările alea. Că nu vreau să-i cumpăr cu scăriță simplu, da. Vreau cu trepte. Da. Da? Tu îl vezi pe Aiden să nu se urce pe trepte, să doarmă sus. Da. Asta ar fi o problemă. A doua este că singurul loc în care ar încăpea patul e aici. E acolo. Și nu sus... Se închide. Ah. Dar sus este exact cu capul la aer. Noi am pus chestia aia transparentă. Da, direcționează aerul să se ducă în partea cealaltă, nu să-i bată în cap într-un fel. Sunt foarte multe chestii la care, bineînțeles, el e copil, n-ar de unde să știe treaba asta. El știe doar că își dorește un bunk bed. Și acum e mai zis lui Adrian că nu sunt sigură că vreau un bunk bed lângă geam. N-am un să-l pun în altă parte, da? Da. Și atunci ne-am hotărât să mergem și să aici, mai cumpărăm. Aici dacă îl punem, acoperă tot geamul. Așa da. Că, uh-huh. Și așa, uite, deja ăsta acoperă da. Jumate. Dacă îl mai pun și pe celălalt, plus că noi trebuie să ne gândim. O să fie atât de lat, plus treptele. Da. Într-o parte. Păi, într-o parte sau cealaltă. Păi nu, treptele sunt de obicei aici. Deci hai să zicem că trag patul până... Hai să zicem că trag patul până aici și o să fie loc de trepte. Ceea ce înseamnă că ei se vor îmbulzi pe trepte tot timpul lângă geam. Am o vecină care mi-a zis că ea și-a bătut geamul în cuie da. Pentru că ce-au făcut copiii? Au adus, avea o trambulină mică și au adus-o, la mai mare a adus trambulina, a pus-o lângă geam, a deschis geamul că era prea cald. Dar nu, deci copilul doar n-au avut nicio intenție rea, doar așa s-a nimerit să fie. Și săreau pe trambulină și la un moment dat ea a spus că era tot așa etaj cu ei și la un moment dat l-a auzit pe ăla mai mare țipând, mami vino! Și când s-a dus... Îl ținea la mai mare, agățat pe frasul ăla mic, îl prinsese de bluză și ăla era peste geam. Da. Căzut țopa pe trambulină, căzut pe geam, frasul l-a apucat, dacă nu l-a apucat, era chica jos. Și mirific. S-a speriat atât de tare asta încât bărbatul când a venit de la muncă a bătut în cuie geam să nu mai poată copiii să deschide geam acolo. Ai să sară pe trambulină până nu mai pot. Nu și-ar mai fi a treia problemă, trei. Deci aici sunt trei probleme, da? Căldura urcă sus de fiecare dată și trebuie să dăm centrala, pentru că nu avem aici termostatul, l-avem în cameră la noi, trebuie să dăm centrala mai să fie mai da. Frig da. Și o să fie foarte frig la acolo noi. Și ok aici. Da, avem problema asta pe timp de iarnă. Pe timp de iarnă camera lor e și deasupra garajului și cred că pierde căldură pe acolo, prin podea, dar e mai mult mai friguroasă decât în camera la noi și atunci noi... Trebuie întotdeauna să dăm termostatul la noi să fie cu un grad mai mult decât am preferat noi, ca să le fie lor bine aici. Da. Același lucru se aplice pentru răcoare, dar dacă va fi bunk bed și AJ este sus, o să trebuiască 2 grade diferență, pentru că el se coace acolo sus. Deci, în sfârșit, ideea este că noi trebuie să luăm un pat exact ca ăsta pentru Eden și să-l punem aici. O să fie la fel, cu la mărime maximă, ca acum e maxim ăsta. Da. Da. O să fie saltea twin și o să fie 2, unul aici și unul acolo. Da, nu cred că... Sau ne mai uităm la IKEA să vedem, poate ne uităm pentru inspirație. Poate au ceva. Da. Deci mergem la IKEA? Ia uite frate, mergem la IKEA. Dar înainte de toate, Oana mai are puțină treabă și apoi mergem spre IKEA. When I spoke with the lender... she was super nice, so she updated your pre-approval letter, and you are having 155 now on it. 155? Okay, cool. Yeah. Încet, bubuiciucul, mă. Încet, pentru că Eden de vreo 2 zile coboară scările fără să se țină. Se ține puțin de bara asta, dar în rest nu mai vrea niciun fel de ajutor și aseară a căzut pe scări. Da, dar motivul pentru care a căzut pe scări, bănuim noi că este...
blanchii, pătuica. S-a împiedicat de pătuică. O târâie după el, nu o lasă nici o secundă și l-am observat, dacă vine pătuica în față când coboară, calcă pe ea și apoi, bum, așa credem noi că... Da. Deci, lasă-l, lege! Aiden, nu se pupă cu forța, mama! Nu cu forța! Nu! Aiden! Mergem, guys? Hai, wow. Hai, hai! Where are we going? Anywhere! Nici nu este cald astăzi, sunt 96 de grade Fahrenheit. O să fie cald tare și abia 11 ceasul. Când pui benzină la el, îți dă o lacrimă pe obrazul drept. Nu, tati, întâi mergem să ne uităm la pat și apoi. Oh, bedroom. That's where the beds are. Acolo mergem, nu? And we are here. Past there. Acolo, da? Ege, vrei să stai aici cât eu cu tati acolo? Mergem și căutăm pat, mâncăm chocolate cake. I don't know, și tu stai aici. Și tu stai aici cu Aiden. And then you will leave me in the store. Probabil, nu, că ăștia nu te țin mai mult de 2 ore. Deci nu, avem nicio șansă. Besides, let's go see if there's somebody. Nu, tati, glumeam. Nu, mamă, glumim, mamă, că te luăm cu noi, ce ai? Eu am obosit deja. Wait, mommy, if you see the arrows, I mean, you have to follow it. Da, nu mergem prin tot magazinul. Nu mergem prin tot magazinul? Nu. Adică nu acum, hai direct la patul și după aceea. Deci, o variantă pentru Aiden ar fi... Păi nu, că o să vrea Ege să doarmă în asta. Da. Ia vezi ăla de alături. Păi nu, că ăsta e bunk bed, dar n-are două paturi, are numai unul. Nu, n-are două paturi, are numai unul. Și... Dedesubt e un fel de loc de joacă, să spun? Da, da, da. Dar noi avem cortul pentru așa ceva. Da, dar în afară de asta, știi ce am văzut altem mici? Că până saltea acolo jos. Și doarme ăla micu. Da, și asta nu-i foarte înalt, adică nu atinge tavanul când se ridică din pat. Da. Știi? Da, ăsta e patul lui AJ. Deci mie nu vine să cred că așa... L-am avut așa mărimea asta prima dată. AJ, așa a fost patul tău, se întinde pe trei mărimi. Da. Și așa a devenit. Acum și el era cât ei, Dan, avea 2 ani când l-am luat, când ne-am întors în New York, când am plecat din California. A făcut 2 ani în New York. Da. Am plinit 2 ani și atunci i-am cumpărat patul. Da. Și așa era, la dimensiunea asta. Da, exact așa era. Să luăm așa, să-l punem în partea cealaltă? Hai să-i pick this bed and go. Pentru că ăla nu se mărește. Ăla nu, ăla așa rămâne. Dar și AJ în cap, acum. Problema mea este că are asta. Scara asta. Da. Și asta e periculoasă. And Aiden can't even climb down or up. Da. Și sigur o să vrea și sigur o să cadă și tot așa. Am avut în California patul ăla de metal. Țin minte ce frumos era, mi-a plăcut mult, dar tot pe negru. L-am dus înapoi cu o rapiditate fantastică, pentru că până când nu l-ai, nu-ți dai seama, se rânea AJ dormind cu capul în părți. Dacă el se ridica în fund, se lăsa brusc. Și brusc se lăsa pe parte și tot timpul se lovea și stăteam cu păturică pe parte, prosop pe parte. Ia las, mă, în pace. Așa cum mai bine dădea cu capul de lemn. De lemn. Mult, mult mai bine. Da, da, a dat de două ori și s-a liniștit. Da, da, la metal mi-e este teamă, okay, știi? Bun. Eu zic că asta luăm. Asta e 159. A, corect, da. Eu altceva nu iau. Ăsta ar fi singurul. Nu, ăsta este singurul. Ar mai fi ăsta, care nu este reglabil, dar oricum noi îl puneam la mărimea cea mai mare. Nu, nu-mi place pentru că e flimsy, așa, el e, nu-mi place. Nu-mi place mie patul ăsta. Ăla îmi place și ăsta, îmi place. Ok. Și? Se poate comanda online? Zici? Deci, pune acolo că trebuie să vorbim cu un angajat IKEA. Știi, s-ar putea să fie ca și cu masa? Ah, da. Când trebuie să ți-l dea de pe undeva? Da, da, da. Ok. Work, îl poți comanda online și vii și ți-l redigești. Mă sună pe mine cineva, da. Deci dacă mă sună pe mine cineva, e spam sigur. Nu mă sună nimeni vreodată.
Hai să căutăm acum un angajat. Acum vă țineți bine? Da, țineți-vă bine, foarte bine, până dăm de un angajat. Și când ai de el și pui o întrebare, se uită ca și cum aici. Muncește la farmacie. Stai. Știi cum mă simt când caut un angajat IKEA? Nu știu dacă ții minte când era Paștele Blajinilor în România și trebuia să mergi la cimitir. Și trebuia să mergi la cimitir și să cauți un preot care să-ți citească la mormânt acolo. Oh. Ei, cum era? Tu plecai mânicele? Da. Și era o cursă, era un contra concurs, cronometru. Da. Trebuia să te duci fuga și să cauți singurul preot care era care acolo. Făcea ceva milioane în ziua aia. Neimpozare. Cash only. Cash. A, nu, m-am înșelat, băiatul nu lucrează, nu? Nu lucrează, e cu mama lui. El poate lucrează, dar nu la IKEA. Da, nu lucrează aici. Haideți să căutăm un angajat. De câte ori îmi spune Adrian, Oana, Oana, că ne pierdem timpul, eu mereu sunt cu întrebare. Deci mereu. Da, eu nu. Adrian nu. Cred că v-am mai povestit, dacă v-am mai povestit... Atunci mai auziți odată povestea de când eu și Adrian am condus spre Cluj vreo 10 ore și când am ajuns acolo nu găsea Adrian adresa și văd un polițist care dirigea traficul, care se trăsese un pic într-o parte, am luat și el o pauză și spun Adrian, era chiar în dreptul meu, zic că te oprește puțin și eu îl întreb pe om că da, e localnic, știe sigur, mă rog, poate nu știa, n-am avut nicio șansă să aflu pentru că eu mi-am deschis geamul. Eu fiind la început o relație cu tine și presupunând că tu mă asculți când îți spun ceva și mă apuc să-i spun omului, bună ziua, pentru că Adrian și rula încet, știi? Și spun, zic, bună ziua, nu vă spărați, caut o adresă și Adrian trece în continuare de orice și eu cap pe cea. Băi, m-am enervat atât de mult. Și eu am uitat că părinții tăi... Eu am uitat că... traficul, că era nu era niciun trafic, frighere. Deci eu am uitat că părinții lui Adrian erau în spate. Păi și când mi-am dat drumul la gură la ea. Deci, acum am oprit o angajată care își terminează și ea masa și am rugat-o frumos să-mi spună produsul ăsta. Ea și-a verificat calculatorul ăla de buzunar pe care erau ei și mi-a spus că da, este în stoc produsul și totuși la ei ieșea cu un alt preț decât poza mea de pe produs și mi-a explicat că diferența în preț este baza. Dacă voi puteți să credeți că prețul de 159,99 cuprinde doar frame-ul de bed și atât. Dacă vrei să ai pe ce să pui salteaua și trebuie, că îți trebuie niște bed slate, ăla se plătește separat 20 ceva de dolari. Nu cumpărăm saltea. Nu cumpărăm că avem de-a saltele, de n-avem loc în garaj de ele. Da, okay. am saltea. Hai să mergem prin magazin să terminăm vlogul. Pentru că nu aceeași, aceeași saltea am avut-o la EGP4 și am schimbat-o. Da. Și n-are rost să cum dau bani pe alta. Hai, da. Hai să mergem prin magazin. Ce să stăm? Astea sunt chestii dintr-o de silicon, de le pui în gură la pahar, la... Vezi, la... Ia uite acolo. Ăsta e cel mai bun exemplu. Nu le folosești niciodată. Știu despre ce vorbești acum. Ceva... Uite. Sunt utile, dar sunt total inutile. Deci, când, știi care e partea nasoală cu astea? Că nu le folosești. Bine, în afară de asta. Știi, când le scoți și le pui în sertar și stau așa pe acolo, când începi să le dezlipești și ele sau de la căldură se lipesc între ele și când le desfac, se rup. Da. Și când dai și tu să le pui frumos, uite așa, peste produsul, da. Ai înțeles-o, peste castronul tău, este whatever. Este castronaș. Așa. Da, la mașina de spălat. Durează două ore și jumătate. Da, trebuie să ai 4 mâini. Ce trebuie să ai? Deci dacă aveți 4 mâini, ăstea sunt total utile, dar dacă nu aveți 4 mâini... Uite așa, în sfârșit. Nu dați bani pe prostii. Știi ce am văzut prin casele pe la oameni? Am văzut o scară, știi cum are și Maria? O scară și pe scară puse păturicile astea pe care le folosești iarna să stai cozy. Pe o scară? Da. Deci pui o scară, o sprijin. La noi problema este Aiden, că vine și dă scara de... Nu ne vedem bine. Deci știi ce vorbesc? O scară deci, de lemn. Da, adică de am o piesă de mobilier în sufrageria noastră. Priveliște. Uite ce priveliște au ăștia aici la IKEA. Se vede New York-ul. Super tare. Ce faci, mă? I want to sit down here for 10,000 minutes. Cum?
10 minutes. Vrei să dormi? Yeah. Da. Da? Dar ce ești obosit? But I need a stroller. De ce? Because I don't want to walk on my legs anymore. Abia te-ai dat jos din mașină, Nici. No, I didn't. Now this was like 10 minutes. Now I... Și ai mers 10 minutes și gata, ești obosit? Yes. Asta e simpatică. Dar 800 de dolari? Da, 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 ce ai... Da. Dacă era 100, era mișto. Nu, dacă vrei să se trage, bine. Da? Țin minte prima noastră canapea care ne-am cumpărat-o când ne-am mutat la primul nostru apartament? Da. În New York a fost culoarea asta. Da. Da, și se trăgea, se făcea pat și tot așa. Totuși, nu știu dacă țin minte că am zis că nu o să ne mai cumpărăm niciodată o canapea fără brațe. Nu puteai să stai relaxată niciodată, îți fugea perna, îți fugea... Dar totuși trebuie să recunoști că a fost cea mai confortabil la canapea care ne-am odihnit. Și au scos-o, nu mai fabrică. Deci fii atent, i-am dat lui AJ două pachete de biscuiți să le țină. Și acum îi spun, zic, mai AJ, eu ți-am dat două pachete, mergând pe aici. Îi zic, ce-ai făcut mama cu ele? Și am spus, nu mi le-ai dat. Uite-le puțin, Adrian. Adrian, eu ieșeam lejer cu ele, da, fără să le plătesc, pentru că eu știam, eu am spus că el le-a lăsat, da, pe undeva. Amețit. El e amețit și eu trebuie să am grijă să nu... Și noi suntem tăhui. Băi, noi suntem tăhui că eu... Tu știi că eu am momente în care când plec de acasă mă verific să am pantalon pe mine? Da, da mă, cu ăștia serios acum. Deci eu sunt like, tot timpul și tot timpul AJ vorbește și are o întrebare și e la vârsta în care este atât de curios încât mă întreabă subiecte de tot felul și îmi dau seama că dacă noi nu îi le explicăm, cine o să îi le explice și caut să le explic și în același timp Aiden... Ai văzut că începe, da, să dă și el încearcă să vorbească și, da, face mami, brum, 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 bă, băi, bă, băi, mami, come, wait, wait, mami. Băi, come sau wait, că eu eu tind să reacționez după cum îmi înțelegi, dacă îmi spune mami, come, eu dau să vin. Și în aceeași propoziție îmi zice, wait, și eu mă opresc, eu sunt like, eu am atâta treabă, zici și mie ce vrei de la mine. Și am momente în care când plec la muncă, stau și mă uit, băi, eu am pantalon pe mine și apoi am laptopul cu mine, am telefonul. Iar am ajuns la paturi și mă zice, hai să ne uităm la paturi. Noi nici acum nu avem pat, dormim cu saltelele pe jos. Da, nu e nimic. Cred că ne obișnuim de acum. Da. Eu m-am obișnuit, sigur. Adrian e un pic mai în vârstă ca mine și durează mai mult până se ridică de pe saltea. Câmpă de aici. Da. Mie îmi place asta la 99 de dolari. Care ia o scândură. Atât. Ce poate să fie la 99 de dolari? Este o scândură. O scândură, de atâs la 2, 3, 4 scânduri bătute, așa, pac, pac, da, și gata. Mă uit astăzi la asta, dar mă enervează maxim canopea asta, chestia asta. Da? Pentru că putem să le scoatem. Îmi place ideea de a pune aici o dintre asta de flori. Da, da, ca să cadă pământ. Dar apoi o iau pe chestia asta cu... Dar apoi mă gândesc foarte logic și normal că eu când o ud, îmi ud plantele, o nu, să chice toată apa. Trebuie să pui o floare artificială, fake, artificială, nu? Dar eu nu... Mi-ar plăcea... Poate, punem aici un ghiveci de ăla cu ăla cu planta mea care chinezesc. Se întinde. Da. Fără, și merge să o pun așa. Vă știți că eu mi-aș cumpăra un pan numai ca să am ăsta să-mi întind plantele pe el? Da, mă, ce părere mă de ăsta, mă? Da, e foarte mișto patul. Da, nu? Ideea este că sigur n-are king. 500, tuturu... Nu, e 500... Queen și king. Are king 600, 650. Deci, stai. Mă gândeam că plătești separat bed frame-ul și separat încă 600, că îi văd în stare pe ăștia. Da, ăștia le-ai și încă 600 ăsta. Mă, 504, e 99. Da, dar nu-i. Da. Și ei vând separat... Asta, da mă, îi vând mid, ce e mid bin? Aia pe mijloc, da. O vând separat. Aia de sumă, este da, aia care... Da, pe mijloc. Da, separat. Bă, băiatule! Păi de-aia par ieftine, mă. Asta vreau să spun, când tragi o linie, ele sunt 1000 și, nu? O, da. 600, 600, 15, 30. Deci ține cont, asta nu include salteaua. Salteaua mai dai separat pe ea, o, da, cât te ține buzunarul. Nu, de king, n-ai. Nu avem de king, chiar că... Da? Da. Punem 3 de twin.
Și gata, am făcut un king. Așa că, deci... Te ducem acolo la bebei, unde se joacă bebei, vrei? No! I want to eat. Și uite că am dat de secțiune de bunk beds. Da, mă uitam, nu ne mai trebuie sertare, multe și chestii. Ah, nu. Deși aș putea să-i pun lui AJ. No. We're good. Deci uitați despre ce vorbea Oana. Asta este fără trepte, doar scară ordinară. Și nu prea ne convine. Nu are două patru, are numai unul sus. Tot așa, ăsta la fel. Asta e fel de birou. Numai, eu am văzut pe Amazon, știi cum avea soinca? Da, ceva trepte, de genul ăsta. Trepte. Dar treptele erau mai late la ea. Dar nu așa era. Era din pat construite trepte și în treaptă, înăuntru avea sertar. Și acolo ținea perne extra, acolo ținea păturile de iarnă. Nu... Ei, cam sus ăsta. Nu, dar nu, asta nu-i pentru noi. Noi. Și patul e etajat tot așa sus, era cu alea cu trepte. E prea înalt. Ăsta e puțin mai jos, într-adevăr. Ăsta și ăla. Dar ăsta... Asta e ceea ce vorbeam. De momentul în care interiorul ăsta nu e foarte înalt comparativ cu tavanul. Și jos îi pui saltealul ăla mic. Numai că ăla micul nu o să stea jos. Da. Ori să se bată, ori să sfârșească amândoi dormind de aici. Normal. Și eu, până la urmă, și tot amândoi o să doarmă în același pat. În același pat. Cum ar putea să o fac acum. Da. Da, corect. Trebuie să aibă amândoi același pat, același tip de pat. Adică și... să nu existe ceartă și discuții între ei. Ne-am lămurit. Nu că s-ar certa copilul. Nu, copilul se înțeleg cel mai bine, sunt perfect, sunt perfect, iubesc. Da. Nu, niciunul nu țipă, niciunul nu îl pocnește pe celălalt, niciunul nu îi aruncă jucării în capul ăla. Nu, nu se întâmplă așa ceva. Ei, a început să vorbească la 5 luni? Da, a început să meargă la 3 luni jumate? Da, noi copiii noștri sunt perfecți. Perfect sunt. Help. Uite ce drăguță e asta pentru ei de când vedeam. Dar crește foarte repede. Dar în al doilea rând, uite ce colonie e. Dar 21,99 pe asta, pe este frusă. Numai aia, da. Da, și dacă vrei... Cadru de lemn. 31. A, și dacă vrei și șuruburi, mai sunt 24 de parai în plus. Când au început, mă, cu golănia asta? Întotdeauna au avut-o așa. Du-te-mă de aici la... Da, întotdeauna. Serios? Și când am luat patul lui AJ acum 11.000 de ani, da, la fel l-am luat. Ai jos, că am ajuns la capătul... Tunelului. Răbdării și la capătul magazinului. Nu, dar vrem să mâncăm. De ce jos? Da, să mâncăm. Da. Mâncăm? Da? I want to try chicken nuggets. Luigi, you cannot hold it still. Hai, cine s-a trezit aici? Cine s-a trezit aici? Bum, bum? Da, gata, tate, am ajuns, bum, bum. Acum mâncăm. Gata. Mâncăm. Eu mi-am luat aici ceva... Ăsta-s de carne? Chiftelele? Da, meatballs. Chifteluțele de carne cu puțin gem, mame! Cu păstăi și cu piure. Aici avem niște cartofi prăjiți, bineînțeles, cu chicken ceva. Chicken și... nuggets and also this is my food. That's Aiden. And... Hey, thank you very much. Mie nu-mi place scorțișoara, astea sunt niște chifle cu scorțișoara, așa că eu nu știu ce gustau. Vreau să vă spun un lucru. Noi de obicei aici când venim, cumpărăm ca pentru desert, cumpărăm un tort de ciocolată. Și eu am făcut o poză de dragul videoclipului și o să pun Adrian pe ecran acum. Porția de... deci e ridicolă. E mai mică decât era? Mă, Adrian, este atâta. Nu-ți exagerez cu mica, că eu am luat-o în mână și m-a apucat pe mine nervii. Da. Excuse me? În afară de faptul că în New York porțiile de mâncare în general erau mai mari, da, pentru același preț, it's ok. E ridicolă porția de tort. Mă, deci nu se poate. Cred că am mai zis-o mai într-un vlog. Cu porțiile la mâncare, probabil. Da. Și am spus, eu refuz să vă dau $4 pe, da, pe asta. Da, iubirea lui mama. Când Oana poate să facă un tort acasă? Deci $4, mă duc acum și voi aia de Deci cât am dat pe toată mâncarea asta? 17 și 19, $17. Cafeaua este gratis, refil gratuit. Bine, cafeaua este un fel de zeamă de
ciorap, dar e cafea, na. Dacă vă place zeama de ciorap, beți cafea la IKEA. Sau de la benzinăriile din state. Poftă bună, zic eu. Haideți să vă spun ceva super, super ridicol. Ăștia de la IKEA nu au vase de alea în care spui mâncarea care ți-a rămas. S-o iei acasă. Asta ne-a rămas nouă. Plus asta. Și a fost Oana să întrebe dacă are un vas de ăsta să putem să luăm mâncarea asta acasă și au spus că nu avem. Dacă vrei un vas despre care vorbești, te duci în magazin și cumperi unul. Încă o fază, m-am dus să iau zeama asta de ciorap și am vrut să-mi pun și lapte la zeama asta de ciorap. Și nu au lapte. Deloc. Înțelegeți? Și Oana s-a dus și a venit cu paper plates, pentru că feticele se descurcă. Ce-am făcut? M-am dus jos și cum funcționează IKEA, nu te lasă să ieși decât după ce ai făcut tot turul magazinului. Numai că eu am oprit pe cineva, un angajat, culmea l-am găsit, i-am arătat că n-aveam decât telefonul în mână și i-am spus vreau să ies, dar nu vreau să mă prind în tot magazinul și a dat el cu cartela și am ieșit afară, pe scurtătură. M-am dus unde vând în față hot dog și înghețată și m-am zis direct la ei și le-am spus am nevoie, zic, m-au trimis de sus să-mi dați două paper plates pentru că mi-a rămas foarte multă mâncare și nu mai au containers to go. Da. Au fost foarte nemulțumiți, țin foarte nemulțumiți, da, pentru că sunt super scumpe astea. Și mi-au dat două flimsy paper plates, dar două am cerut și mi le-a numărat, așa s-a uitat. Nu fie lipite ridicol, între ele, deci da? Ridicol. Când venim la IKEA, constat că au mai scăzut un pic în customer asta, una service. Și doi spune, bă, nu o să mai mâncăm niciodată. Da, mi-am asamblit că am după zis noi, de a trecută. Nu mâncam aici niciodată, dar vă spun sincer că intenția mea la început a fost să pun una peste alta și să-mi văd de drum. Și apoi mi-am dat seama că se cheamă furt din cauza că astea sunt de ceramică. Da, deci ceva ridicol. Eu n-am mai auzit de când suntem noi în America la un restaurant să nu-ți dea container to go. Ți minte că data trecută mi-am adus acum aminte, am plecat cu da. Cu alea în șervețel, ți minte? Da. Uite cum uiți. Dar da. Nu mai. Deci nu, ridicol. Eu, nu le mai dau ridicol. Ok, să vedem dacă ne încapă și azi. Nu ne încape, vă dați seama, dar vorbim mai târziu. Cam așa ar vrea Oana să arate sufrageria noastră. La florile să nu fie de plastic. Să fie total naturale. Ne trebuie aisle 13 și 29. 13 și 29? Și 29. Și 13 și 29? Deci, și nouă ne trebuie din ăsta. Ăsta. Nu e ce ne trebuie nou. Uite, ăsta e pat, nu tata, ăsta. Dă-mă ăsta, sundvic. Dă să mă asigur. Sundvic. Este extendable bed frame, da? Da. Asta scrie extendable bed deci frame. Deci ăsta nu mai frame. Ăsta și pe white, și da? Și pe white, da. Stai să mă uit, că nu cred pe nimeni, pe absolut nimeni. Vă dați seama că noi nu suntem dimensiunile sunt 38, unde are dimensiuni? Citește și mie. 38, 1 pe 4, 4 ori 74 și cu 3 pe 4. 4. Ok, ăsta, hai. Acesta da. Este. Ne încape în mașină? Nu. Nu cred. Vedem afară. Eu le iau, dar nu pot să-l duc în spate, nu? Trebuie să mă duc să ciorbesc păi un... Păi nu mai bine te duci și un căruț fars? Păi da, dar căruțul există afară. Ia, stai cu băiatul ăsta, de unde l-au luat, ori? Hai să vedem ăsta și apoi eu mă duc între timp și caut aisle 29, Blesiu, binul 14. Acum, ca ăla care trage la sală și când să-l ajute pe prietenul lui să mușcă canapeaua, asta e grea, bro, asta. Asta e grea? Bă, dar tu ridici la sală mult și... A corectat Oana, 200 de dolari mai târziu. Și acum când am ieșit afară din magazin, ne-a pălit o căldură. Deci e cald de mori.
Este cald de mori. Ții minte când am fost ultima dată la IKEA și am promis că nu mai venim când am dat-o cu capul de unul din semnele alea, de m-a durut două zile? Da, vină cu mai la umbră că mi s-a rănit retina. La retina. Uite, cineva aleargă, mă uitam acum și eu nu înțeleg, nu înțeleg sub nicio formă oamenii care aleargă în miezul zilei. Da. Deci eu nu pot să respir. Dacă mă întreb pe mine, nu înțeleg oamenii care aleargă, punct. Trebuia să pun punct după propoziție și să o terminăm acolo. Nici eu nu înțeleg. Dar cine aleargă în miezul zilei, eu nu pot să pricep. Când, bă, e sufocant. Deci, uite, am ieșit acum afară. E fierbinte aerul. Da, e fierbinte. Și e sufocant, ce să mai... Încheiem vlogul? Hai să încheiem vlogul. Haideți să încheiem vlogul că... Nu mai venim niciodată la IKEA. Da. Da, adică dacă venim, că mai avem nevoie probabil de una alta, nu mai mâncăm niciodată la IKEA, except semnul ăsta din Atlanta. Nu, ăsta e ridicol tare de tot. E o glumă proastă. Și trebuie să ne punem în calendar să sune telefonul din când în când. Nu mâncați la IKEA ca să nu uităm. Deci... Da, mă, odată la două luni, zic eu, ar fi o idee bună. Așa, când ne pălește pe noi, hai până la IKEA, trebuie să punem cu reminder. Da, trebuie să sune telefonul. Nu mâncăm la IKEA. Hai că asta a fost bună. Să scriem la... Eu m-am mânecat, să scriem la detalii acolo de ce? Ah, da, după ne întrebăm. Nu, cred că am greșit. Chocolate cake. Da, cred că am greșit noi, mă, hai să mâncăm la IKEA. Da, știi că tot îți vine să mai dai o șansă, zice, păi nu, și după aia zine să te iei la palme că trebuia să ți asculți instinctul și că ai fost prost, și experiența. Da, ăsta a fost vlogul nostru pentru astăzi. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș continua pentru că veți auzi niște... Adrian o să inventeze niște sfinți acasă. A, da. Pentru că el trebuie după să monteze patul. După ce... Nu, prima dată o să-i amintesc pe toți sfinții care acum. Sunt? Să vedem dacă încapă astea mașina. Da. Acasă când montez patul o să inventez vreo 10-15 sfinți. Noi. Deci dacă rămâneți noi în pană de sfinți vreodată... Vă sunați pe mâine. Dați-ne nouă un e-mail că vă fac o listă. Sau dați-ne un pat să-l montăm că... Vă fac eu o de listă. De fiecare dată vin cu nume noi. Da, dacă eu stau câteodată și l-ascult așa și zic, uite, asta n-am mai auzit. Da, și întotdeauna încerc să le țin minte. Zic, uite ce bun a fost asta. Ce mi-a plăcut. Mi-a plăcut asta, să o notez. Da, trebuie să-ți faci un jurnal. Da. Eu, în orice caz, știu ce fac. Voi pregăti cădița, piscina noastră. 3 luni am muncit, Adrian, la s-o facă foarte tare beton, piscina. Da, piscina. O punem în spatele casei, las copiii frumos în piscină. Eu mă relaxez, din păcate nu pot să beau un pahar de bere pentru că dacă trebuie să mă întâlnesc cu un client, deci o să beau niște apă cu lămâie și cu multă gheață și o să îi supraveghez pe copiii în piscină, când în timp ce vlog-ul? Adrian o să inventeze el mai mulți sfinți. Noi avem un prieten care este preot și zic că dacă cumva mai ai nevoie, știi, adițional de ceva, mai mulți sfinți pe acolo, uite, Adrian îți dă jurnalul lui. Și Oana o să-i picteze. N-am bun nimic, vă jur. Noi ei, dar nu o să-i picteze, că el le are cu pictura. Pe pereți, el e omul tău. Ok, încheiem vlogul aici, că e foarte, foarte cald. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și astăzi. Foarte mult vă mulțumim că ne suportați. Da, noi apreciem din tot sufletul. Deci nu putem să vă spunem în cuvinte. Și mult vă apreciem că ne suportați așa. Și mie nu știu dacă e de la râs sau de la căldură. Ne fuge copilul prin parcare. Thank you guys. Vă pupăm, vă apreciem și până când ne vedem data viitoare. Kisses. Tu ce faci, mă, bucățică de om?